și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Întoarce-te cât se poate, ne spunea poezia dinainte. Știți că avem mai multe mijloace de transport. Mașina personală poți să mergi când vrei. Cu autobuzul numai din când în când, când vine. Cu trenul poate că și mai rar și cu avionul mai rar. E să știți că așa sunt și adunările de felul acesta. Nu știm câte vor mai fi. Acum e șansa noastră. Vedeți, noi nu putem să controlăm Harul Duhului Sfânt. Noi putem să luăm Scriptura, să vorbim din Biblie, putem să ne atragem atenția unii altora, putem să cântăm cântări, să ne aprindă inima și Duhul, dar Harul Duhului vine unde vrea. Și știți unde vrea Duhul să vină? Unde e o inimă smerită care îl cheamă. Și acum zic un cuvânt din Evanghelia de astăzi. Nu știu câți a stat atenți asupra lui. Domnul zice, tinere, ție zic, scoală-te. Cui vorbea Domnul? Domnul vorbește cu mine și cu tine direct. Ni se adresează nouă personal. Nu vorbește la general. Hai, unii dintre voi nu vor careva. Nu, astăzi Hristos vrea să spună ție personal. Ridică-te! Oastea Domnului, asta propovăduiește o chemare personală a fiecăruia. Ia gândiți-vă că stați, cum zice cântarea, de-ar fi să stau numai tu și eu, față în față cu Domnul Iisus Hristos. Nu vă uitați la mine și la noi care am vorbit aici în față. Dacă stai față în față cu Domnul Iisus Hristos în clipa aceasta, în momentul acesta, și știi că El îți cunoaște și trecutul, cum zicea Părintele, își știe și prezentul, știe și viitorul și îți dă libertate și te întreabă acum, ce vrei să faci? Și eu te sfătuiesc, scoală-te, ridică-te, vin acum și te împacă cu mine. Ce hotărâre ai? Părintele Iosif Trifa ne-a învățat să facem chemare și vreau să facem chemarea aceasta. Dacă cineva a simțit lucrarea Harului în inima lui, lucrarea Duhului și chemarea aceasta a pătruns în el, îl chemăm să se ridice și să vină aici în față să facă legământ cu Dumnezeu, să se hotărască. Hotărârea e extrem de importantă. Și Părintele Iosif și fratele Traian insistă pe această hotărâre, dar și în Părinții Bisericii, Părintele Sfântul Serafim de Sarov zicea că oamenii n-au viață domnicească pentru că nu se hotărăsc. Le place să-i dăruiască lui Dumnezeu o parte din viața lor. Le place să facă lucruri frumoase, dar nu se hotărăsc să fie total dăruiți lui Dumnezeu. Dacă nu te-ai hotărât, dacă încă n-ai ales, nu mai amâna. Astăzi, zice Sfântul Pavel, Hristos bate la ușa inimii tale. Astăzi El vrea, te cheamă, te caută, te așteaptă cu brațele deschise. Nu am răspunsul Lui. Că nu știi când va veni alt tren, când va veni alt avion ca să te ducă spre Împărăția Lui Dumnezeu. Acum e momentul hotărârii. Dacă nu este nimeni, vreau să încheiem adunarea din seara aceasta cu rugăciune. Rugăm un frate și o soră să facă rugăciunea de încheiere, fratele Vrânceanu și sora Cristina Ciobanu, să ne conducă în rugăciune, după care vom face slujba vecernii. Dar dacă frământarea inimii noastre rămâne în direcția aceasta spre Dumnezeu, să nu lăsăm pe Dumnezeu să aștepte. El știe cât mai avem, fiecare dintre noi. Știe care sunt ocaziile și cum e de pregătită inima noastră. Dar atunci când simțim că inima pregătită, să nu o lăsăm să bată fără El, să nu o lăsăm să treacă fără El, ci să ne împăcăm cu Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.